Patru artiști diferiți între ei, dar uniți vreme de o vacanță de același țel. Alexandru Niculescu, Cristian Răduță, Romul Nuțiu și Dan Palade au acceptat provocarea de a aduce la viață Castelul Cetate de pe Dunăre. Ideea a avut-o Ioana Grevers, curatorul expoziției Atelier la Dunăre 1, cea care a și subvenționat vacanța de creație. Castelul Cetate are în spate o istorie lungă și bogată. După 60 de ani de înstrăinare, domeniul începe să-și recapete culoarea, prin amintiri, nostalgii, gânduri și speranțe. De toate acestea se ocupă astăzi Ioana Grevers, urmașa familiei care a locuit cândva în cetate. Ideea când am primit înapoi acest loc a fost să-i redau viață, și arta este viață, și arta actuală, arta contemporană, artiștii tineri, am găsit că sunt mediul sau situația ideală de a face posibilă o renaștere a acestui loc, fiind și spațiu foarte, foarte mult și a fost foarte adaptat pentru ateliere, și așa am făcut primul pas în această direcție. Scaunul, acest obiect de mobilier de odinioară, astăzi o simplă piesă de decor, este tot ce a mai rămas din ce a fost viața la cetate. Mă contactează foarte mulți artiști, dar în principiu eu îi aleg, sunt, bine, istoric de artă, sunt mulți, dar criteriile sunt, bineînțeles, cum e cu arta întotdeauna, și subiective. Dar caut să am o gamă largă de artiști, nu numai în ceea ce privește vârsta, și în ceea ce privește stilul, și mă interesează foarte mult pictura, dar foarte mult și sculptura, și eventual în timp fotografia și medii noi. În vara acestui an va avea loc cea de-a doua vacanță de creație la Castelul de pe Dunăre. Alți artiști, alte viziuni, aceeași temă, cetate.